Și principalele burse europene cresc astăzi, înaintea publicării datelor privind evoluția prețurilor de consum din Statele Unite. Astfel, bursa din Londra înregistrează un avans de 0,3%, iar cea din Frankfurt are un câștig de 0,8%. La Paris, piața e pe plus cu 0,6%, iar la Varșovia scade cu 0,2%. În același timp, indicele de referință al bursei din Moscova este cu 0,4% sub nivelul de ieri. Bursa de la București are o evoluție contrară marilor piețe europene. Indicele principal al pieței scade cu 0,8% la jumătatea ședinței de tranzacționare, pe fondul unui rulaj de peste 18 milioane de lei. Vorbim acum cu Antonio Oroian, broker la o societate de tranzacționare. Bună ziua, domnule Oroian, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vedem că investitorii se uită din nou spre inflație, da? La ce să se aștepte? Da, este în atenția investitorilor inflația de câteva luni de zile, dacă nu un an de zile. La bursa de la noi, evoluția pot spune, sau cel puțin activitatea este una destul de liniștită, chiar dacă am văzut câteva schimburi de pachete mai mari între investitori, sentimentul este de așteptare. Evoluția este negativă, dar trebuie să ne gândim că venim după o lună și jumătate în care au fost creșteri puternice. Odată ce am văzut că în Statele Unite inflația a dat semne de încetinire luna trecută, iar acum investitorii sunt din nou în așteptarea datelor cu privire la inflație și mâine vom avea parte și de decizia Rezervei Federale de politică monetară, care din nou va influența foarte mult piețele în următoarea perioadă. Bun, și deși piețele europene cresc, bursa de la noi scade. De ce se întâmplă asta? Asta spuneam, că în ultima lună și jumătate am avut o creștere puternică pe bursa de la noi, în principal acțiunile bancare, dar și celelalte acțiuni trase de acțiunile bancare, ca să zic așa. Deci era de așteptat o oarecare consolidare a pieței, dacă nu chiar un recul. Dar, deci, practic, e vorba de o echilibrare, da? Da, mai degrabă, acesta. Da. Dar, așa cum am spus, sentimentul este unul de așteptare în momentul ăsta și informațiile care urmează să apară, cred că vor da trendul pentru sfârșitul anului și începutul anului viitor. Bun, și valoarea tranzacțiilor a crescut în ultimele zile, a zis și dumneavoastră, comparativ cu media din ultimele luni. Au revenit investitorii la trendul de cumpărare? Am observat și noi în ultima lună și jumătate o revenire a unor investitori la cumpărare, însă se situează de mult acest nivel, destul de mult acest nivel sub media anului. Însă sentimentul într-adevăr s-a mai schimbat, s-a mai îmbunătățit odată cu datele economice care au apărut, dar totuși rămâne în expectativă toată piața. Deci observație, da? Exact. Pe piață. Vă mulțumesc foarte mult, Antonio Oroian, prezent aici alături de noi la știrile